jucăm cu zoom-ul de la P900 la aterizare la Otopeni. Și avem un Tarom, ce vine, Cristi? Da, 737. 737. Se apropie un 3737. Hai să-l vedem pe unde. La Runcu. Este la Runcu, deasupra autostrăzii. N-am ajuns la autostrăzi. Este mai departe. Ia uite ce frumos se vede. Acum. Ne face cineva cu mâna, nu cred. Sunt un pic cam departe, băieții. Să ne vadă și ei pe noi. A trebuit să-i dea un zoom out acum, să vezi unde e. Un zoom out, să vedeți pe unde e. Fuck! Și un zoom in. Imaginea e... Trenul de aterizare este pregătit. Domnul comandant, ne puteți ajuta puțin? Ne spune ce se întâmplă? Nu vrea să ne spună domnul comandant. Pleacă... nu, fly de boia de dincolo, pleacă. O să decoleze încolo, spre soare. Deci o să prindem și o decolare a fly de boia lui? Dacă... Păi da, că întâi cred că e de lus aterizarea și după aia, că ea nu... Sunt ei prudenți. Vezi, îl bate vântul din dreapta. Vezi? Este un pic bătut de vânt, după cum spune domnul comandant Gheriel, care ne susține... Nu stă cu botul în dreapta. Vezi, acum îl întoarce, vezi? Vezi? Ia de-i pus un popiloț, vezi? Mai merge zoom-ul, dar nu vreau să pierdem aterizarea. Hai să vedem, un touchdown. L-a legănat un pic, dar a pus și botul. Suntem ok. Speed break, mai spune domnul comandant ce trebuie să facem. Tarom a ajuns acasă cu bine. Poți să mai dai zoom acum? Da. Băi. Vântul de la ăla. Jetul de la ăla a ajuns aici. Uitați aici, domnul comandant. Uite-mă, fai de mai pista de la capăt. De la capăt de unde? De capăt, de tot, plecă de la delta. De pe partea de-a întâi. Domnul comandant, uitați aici. Hați? De ce ai făcut mâinile, mă? Zoom out. O poză era mișto. Și noua jucărie funcționează.